Înainte să încep să vorbesc despre Nicola, trebuie să vă anunț că misterul dintre Jimmy și Deep a fost elucidat. Și pentru că am vorbit despre asta în episodul trecut, trebuie să vă fac și eu un update. Dacă în ultimul clip eram imparțial și am terminat episodul prin a spune că habar n-am cine are dreptate, balanța se înclină mai mult spre Jimmy. Pentru că omul a venit și el cu dovezi în care aflăm că Jimmy folosea efectele, vorbele și stilul de editat dinainte ca Deep să aibă canalul. Jimmy nu a instigat la hate pentru Deep, doar a luat fiecare capitol în parte și l-a demontat cu argumente. Puteți să vă uitați și voi la clip să vă convingeți. Greșeala mea a fost că nu am așteptat și răspunsul lui Jimmy, pentru că am crezut că nu o să dea atenție scandalului. Dar Jimmy a venit până la urmă cu un răspuns și le-a cam rezolvat pe toate. Mulți dintre voi o știți drept fata care a spus că naufragiații din Norvegia sunt niște cântăreți. Ce părere ai despre naufragiații din Norvegia? Ce asta? Știre? Știi? Nici eu nu știu. Cred că sunt niște cântăreți, nu? Noi suntem copii orfani, dar nu suntem și... Am băgat-o și în Marea Mea Mare 6 pentru că mi s-a părut funny. Deci dacă nu ați văzut Marea Mea Mare 6, episodul cu Rafael Oia Razna, puteți să mergeți să o vedeți. În fine, fata asta, foarte sigură pe ea, a început să tot apară pe For You, dar nu cu postări. Apare cu live-uri. În live-urile astea ia prea în serios lumea care o întreabă lucruri sau o jignește și le răspunde în cele mai stupide moduri. Așa că poate aflăm și noi azi răspunsul la întrebarea care e faza cu Iacomi Nicola. Dă-i să înceapă nebunia, la cum arăt s-a oprit și pandemia. Dă-i să înceapă nebunia. După cum am zis, ea e cunoscută pentru live-uri și le-a fost de ajuns trolilor de pe live să vadă că ea e ușor de trigăruit. Așa că au început să-i spună exact ce nu vrea ea. Cineva și-a făcut cont fake cu numele ei, Iacomi Nicola 21 sau Iacomi Nicola 2, și a început să o acuze pe adevărata Nicola că ea e cea fake. Și Nicola și-a luat foc de zici că era Dwight când Jimmy a furat identitatea. Te-ai dat drept eu, fă! Nicola 2! Nu există nicio Iacomi 2! Eu sunt singura de pe pământ Iacomi Nicola! Nu există nimeni cu identitatea mea sau cu fața mea! Deci ștergeți-vă contul imediat! Doamne, și mă enervează lumea asta! Blocat! Identity theft is not a joke, Jim! Deci n-am mai văzut niciodată o persoană care se oftice atât de mult pentru că mai există și altcineva cu același nume. Dar e ok pentru că toată supărarea asta e pe cale să dispară pentru că Nicola a făcut o vizită la cimitir, însoțită de un apropiat, și atunci a fost izbită de adevăr. A văzut pe o cruce o altă familie cu numele Iacomi. Familia Iacomi, mama. Cristian, nu știu. Familia Iacomi. Păi, dar eu nu-i cunosc, mă. Doamne, ferește, mai există și oameni cu Iacomi. What the fuck, what did you just say? Hai că sunt oameni, da, foarte drăguți, are și numele de familie ca meu și suntem ceva rude, cred, da. Pe același live, Nicola se mai plimbă prin cimitir, printre crucile a căror oameni au umblat odată printre noi și face încă o observație de am zis că o să cade pe scaun. Nicolai a pus un număr de telefon. O vedeți și voi, nu? What did you just say? Ori, de ce mi-a pus un număr de telefon? Sau și ăsta, e 0709000. Nu-i număr de telefon. Nu. Nu cred așa ceva. Cum o să creadă că data aia era un număr de telefon? Se apucase 0770, mamă, dar e capul. Deci a pus anul când a murit și anul care era atunci când a murit. Stai, a murit de două ori? Ce zice fata asta aici că mă doare capul rău? Deci a pus anul când a murit și anul care era atunci când a murit. I don't understand why you even did this to yourself. This made you look so fucking stupid. Și nu înțeleg de ce pe live-urile ei se concentrează atât de mult să demonstreze că ceilalți sunt proști și ea e deșteaptă. Asta poate și pentru că trolii de pe live o jignesc și încearcă să vină și ea cu niște comeback-uri să-i contrazică. Dar deseori în încercările ei eșuează, cum ar fi la capitolul engleză. Who are you? Adică ce faceți, mă? Dacă nu pricepeți. You really speak English? Da. Yes. Hai, înțeleg, engleza nu e punctul ei forte, cum nu e nici al meu, cum nu e nici al lui Christy Hope. Dar poate l-a cântat tot de mai bine decât Christy Hope, poate. Uitați-vă la mine cum cânt, deci ascultați vocea mea.
2, 3 și încep. O să persoane blocate să acum. Acum. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai și ardealul și... Iar în legătură cu naufragiații, și-a dat seama că a greșit atunci și a venit ea ulterior cu o nouă definiție pe un live. A întrebat-o iar un troll ce sunt naufragiații. Ce sunt naufragiații? Sunt niște persoane tâmpite care nu cunosc limba română. Hai să mai vedem cine dracu mai scrie aici prostii. Mă, Nicola, dar ce ți-au făcut, mă, naufragiații ăștia, mă, fată, mă, că prin câte au trecut au rămas și fără casă și acum vii tu și jignești. Nu, nu mi se pare ok. Îmi place că Nicola e o persoană respectuoasă și nu înjură, dar încearcă să arunce și ea cu jigniri ca atunci când eram mici și ne era rușine să înjurăm. Și ziceam, prostule, handicapatule! Tu, parașutule, bă, handicapatule, boule, papagalule, ce dracu ai pe fața aia că ești un bou? Ia să-ți dau eu aici un bloc. Un alt motiv pentru care ea a ajuns atât de șeruită e quotable, adică a fost destul de ușor pentru niște persoane să ia tâmpenii spuse de Nicola și să le facă relatable și să iasă mimuri. Care este ultima carte pe care ai citit-o? Bă, dar ce vreți voi să spun eu? Doamne, câți proști! Câți proști sunt aici în România, în țara lor, că în România sunt numai oameni buni! Doamne, doamne! Bineînțeles că sunt și ciobani vai de capul lor care se iau de aspectul fizic, ba care monosprânceană și alte mizerii pe care nu vreau să le arăt pentru că se exagerează. Mi-e milă puțin de ea, pare că nu-și dă seama că ăștia o fac intenționat pentru că știu că se atacă și o să scoată pe gură tâmpenii. Dar cam asta a fost faza și cu Nicola Iacomi, acum sper că ați înțeles de ce vă mai apare pe feed. Nu uitați să-mi scrieți în comentarii despre ce vreți să mai aflați care e faza.